primăria Curtea de Argeș va cheltui peste 100.000 de euro pentru achiziția unui teren aflat lângă șoseaua de centură a municipiului. Acesta este terenul pe care municipalitatea Curtea de Argeș o să-l cumpere de la câțiva proprietari, persoane private. Autoritățile locale spun că terenul este necesar pentru ca cei mici, copiii din Curtea de Argeș care practică sporturi de performanță, să aibă unde să se antreneze. Achiziția e plănuită de mai multe luni, după ce în noiembrie anul trecut Consiliul Local l-a împuternicit pe primarul Nicolae Diaconu să negocieze cu proprietarii. Terenul pe care municipalitatea îl va cumpăra este lângă stadionul municipal. Stadionul municipal din Curtea de Argeș este unul de foarte bună calitate, pentru că un om de afaceri piteștean l-a avut în administrare câțiva ani și a investit milioane de lei în gazon și în amenajarea întregului stadion. Pe acest stadion, pentru că gazonul este de cea mai bună calitate, se joacă doar meciurile oficiale, iar copiii care fac parte din echipele de fotbal din Curtea de Argeș au nevoie de un teren unde să facă antrenamentele, iar noua achiziție a primăriei Curtea de Argeș este cel mai bun loc. Dacă nu îl cumpără primăria, terenul este de nefolosit, pentru că singura cale de acces pe care o are este prin curtea stadionului municipal.